Vă salut, boșilor, bine v-am găsit la un nou clip de pe Tiger Ghost. Eu sunt Taker și înainte ca acest clip să înceapă, am pentru voi o prestare la un Sura de nivel 61 foarte, foarte mișto. Avem G9 la tăiș, M3-ul la teamă, 12 puncte la călărit, biologul care este la blesteme, deci putem să dăm la tombolă foarte, foarte relax. După cum spate avem și 10 one cash și uite că am luat două coruri, bun așa. Mistresc cu mini pe cont, avem și două risoane, o sabie sfântă, un FMS 37 medie, 11 foc, 5 pătrundere, 5 metine, plată și o ghinion, 1500 PV, 50 atac, 10 foc, foarte, foarte faină. Coif, 15 vânt, 20 animale, 2 ceso, pentagon imun, 12 int, brățară de argint plus 9 cu 15 foc, colier de argint plus 9 cu 2 KPV, o blocare, 5 metine, cercei de abanos cu 20 drop, cizme de piele plus 9, 1500 PV, 10 critică. Bă, un cont super, super făinuț, avem și o eșarfă lor de 19. Bineînțeles, ia uite, ceachetă șarpe rău, abilitate și mob de Sura, dar face 1-1 din păcate. Aia e, pe schimb, mai avem un ward de nivel 40, asta e pentru cei care sunt atrași de conturile de nivel mic, normal. Un ward de nivel 40 cu P-ul la aură, aici nu avem alchimie, nu știu dacă v-am arătat alchimia de pe Sura, dar cred că v-am arătat-o, dacă nu, stați așa că o să intru imediat, fraților, că am o vagă impresie că am uitat să prezint ce este mai important. Mai avem un ninja de nivel 85 aici. M9, M2, M3. Nu sunt cine știe ce iteme aici, sincer. Deci se pare că băiatul s-a mai distrat în trecut cu niște alastoare. Uite, un P de nivel 55. Da, s-a distrat cu alastoarele el în trecut. Uite, 4 inventar deschise aproape. Pe partea de alchimie n-avem nimic. Aia e. Dar este un cont nivel 85 care poate pe cineva o să ajute. Conturi de cioburi, bineînțeles, în plus. La partea de alchimie avem un rubin opac full PVM, un jad full, diamant full. Bă, am impresia că v-am arătat alchimia, dar v-am mai făcut încă o scurtă prezentare încă o dată, pentru că de ce nu. Iar ca șamancă a platformei avem o șamancă de nivel 75 cu M3, M5, biologul care nu cred că s-a început, sincer să fiu. Însumează 110 int, avem un evantai cu 8 int, un scut cu imun, bă, ăsta nici nu știu de ce e pe șamancă, sincer să fiu, dar de ce nu? Tichetul ăsta, da, nu putem să luăm, am luat și noi un cor. Și cam asta e platforma, fraților, bă, dacă sunteți interesați, știți unde mă găsiți, aveți Instagram-ul în descriere, shop.metin2ro, unde găsiți toate conturile pe care le-am la vânzare în momentul de față și cine știe, poate chiar voi vreți să vă vindeți contul. Fraților, am revenit pe war-ul de nivel 49, bă, și am un super, super plan. Deci, o să dăm level up pe cont, pe bișniță, după cum se știe, bă, după dauna de data trecută avem ceva buget, cam aproximativ, cred că 1000 de uni plus minus. Și pe celelalte shop-uri, bă, mai am abanoșii ăștia cu 5 atac, pe care cred că o să-i păstrez. Mortal asta cu 5 atac pe care și pe ea o să o păstrez. Deci o să-mi păstrez niște iteme, fraților, esențiale, aș putea să spun, pentru a da un damage cât mai mare. M-Trader ăsta mai vrea să-mi dea niște bani, dar nu e on. Aia am zis că facem și noi ceva cașcaval pe clipul de azi, dar n-a pus să fie. Bun, avem petul ăsta, 800 de zile, deci o să ne apucăm să creștem și petul. 800 de zile, fraților, o să fie nebunie, o să bag acum toate boabele zen, pentru că nu mai putem să stăm fără, de fapt nu o să mai putem să stăm cu gradul crud. Aici, cutii, pește. Hai să vedem, din câte luăm medalia aia, mamă, un 10 caca, în sfârșit, un preț ok. Deci, în sfârșit, un preț ok, fraților, pentru medalia asta. Pergamen binecuvântat. Bă, având în vedere că manualul e vreo 2 oni, nu mi se pare că e un... că e extraordinar de mult deschiderea, dar uite că am luat medalia, cred că m-a dus plus minus un an. O să mai am nevoie de costum cu foc. Chiar dacă am eu pe aici niște... mai trebuia să mai am o armură cu foc. Da, uite aici armura mea cu foc. FMS-ul îl am deja. Cu foc. Nu știu ce mai am prin depozit. Depozitul ăsta e
Nebunie ce se întâmplă aici. Știu că mai aveam niște coliere, brățări. O să fie un cont interesant, fraților, deci chiar foarte, foarte interesant. Îl pregătesc de o prezentare de aia bombă în viitor. Nu avem costume. Asta poate să fie o problemă. Așadar, hai să ne găsim două costume rapid cu 15 foc. Uite, 15 foc, 2 ore. Perfect! Nici nu am nevoie de mai mult. Bun, și mai avem aici nevoie de un costum. 2 ore. Uite, 15 foc, o oră. 2 ore. Hai mă să iau pe asta așa la 30 kk și dau eu niște schimbă rapide. Că cât de greu să prind eu 15 foc, bă? Știți care-i faza. N-ai cum. Eu zic că prind destul de repede. O să pun asta repede. Bun. Și am luat și vrăjește. Și acum, bă, măcar, uite, 15 foc, instant. Aia zic. Bun. Cam așa stăm în mare. Avem și petul ăsta, dar sunt curios de nesimțitul ăsta, fraților, cât o să crească. Deci, pet de 800 de zile. O să fie, eu zic, o să fie nebun ăsta la level 40. Hai să vedem. Tip 4. Deci e tip 4, fraților. Avem un minus, într-adevăr, aici. Mounts, însoțitori avansați. Mamă, aș fi vrut să-i dau un magic. Însoțitor magic, 16 ani, dar nu pot să-i dau, că e prea scump în momentul de față. Așadar, o să mergem în V1. Și ne băgăm pe ei. Am multe iteme nefolositoare. Uite, o aură pe aici. O respinge, ce asta, mă? Respingerea atacului spirit. Nu mai am eu exo deloc. Bă, Miramaș. Uite, am și un adaug aici pentru voi. Carte de obstrucție. Astea nu știu ce preț mai au. Uite că am și meniu. Frumos. Mai avem niște sacuri de gaia. Tombola asta la care trebuie să dăm neapărat, că cine știe, nu știi niciodată când te lovește norocul și e un talisman exact de care ai nevoie. Uite, 10 verzi. Și piatra aia putere element e foarte bună. Bă, dar nu ne-a dat nimic. Ești nebun. E prima oară când chiar nu dă nimic. Aia e ce să facem. Un meci mai prost. Avem foarte multe permise de trecere de la toate cuferele posibile. Deci lucrul ăsta chiar este foarte, foarte bun. Mergem aici la Ciuxal, către peșteră și să-i dăm. Deci chiar aș vrea să-i dau tare, rău de tot. Ca foc, în momentul de față pe noi, cred că e undeva la 60 foc. Dar nu cred că să am eu vreo problemă, n-ar rezista. Ok, văd că mai avem permise și negociabile aici, pe care n-ar fi bine să le folosesc. L-am mai împrumutat pe un băiat acum de un permis, hai zis că îmi dă el 50 kk. Așadar o să-l aștept. 26 de zile, îi dau un biscuit, că na, cine știe, oricum am aproape 200 de biscuiți, nici nu știu de când am făcut atâția. By the way, fraților, vând pietre magice, 3 ori bucata, nenegociabile. Vă arăt partajare pe Discord sau pe Instagram, unde vreți voi, și îi dau tare în ele. Ok. Ba, ar fi trebuit să am și niște inele de XP. Ca să crească petul ăsta mai repede. Uite, am aici un inel de ăsta de XP. Ia să-i dăm una de curiozitate. O să pun și munceatul harului. Bă, nu pare să avem vreo problemă în momentul de față. Ucigător de lei, odată. Bun, haide mă. Bă, vreau neapărat să vedem cum crește petul ăsta nebun. Deci are 800 de zile, fraților. 800 de zile. Voi cu cât credeți că poate să crească? Deci chiar sunt foarte curios. 800 de zile, eu zic că ar trebui să crească cu minim 1,2. Chiar dacă este tip 4, oricum petul ăsta se poate schimba pe parcurs, să prinzi un tip 6, tip 7, tip 8, cine știe. Chiar s-a prins un tip 8 pe Nessie. Deci, na, mi se pare ceva tare, în adevăratul sens al cuvântului.
luat-o și fantoma, aș fi luat-o și pe aia, nu are sens în momentul de față. Bă, și nu avem licor roșii, fiți atenți. Nu avem licor roșii și asta poate să fie o problemă. Uite că avem aici câteva, dar sunt puține, sunt puține licori. Nume crescător. Licoare roșie. Bă, avem puține de puține licori, foarte, foarte puține. Nu vine să cred ce se întâmplă, fraților. Deci chiar nu vine să cred. Extrem de puține licori albastre, extrem de puține licori roșii. Puh. Incredibil. Uite, avem 200 de licori acum. Sper să fie ok și să rezist destul de bine. Nu știu dacă mai aveam niște site-uri. Ar fi trebuit să mai am și un site ăsta de apărare. Nu mai avem nici site-uri pe aici. Aia e, bă. Uite că aveam... Bă, ești nebun la cap. Acum am văzut. Aveam citit în ăla. Dar oricum, o să fie, bă, ăsta o să fie cel mai bun cont, fraților. Ascultați-mă. O să-l fac cel mai fain cont. Chiar cel mai rachetă cont vreau să fie ăsta. Bun. Băgăm aici. Combo. Și... Bă, nu ne dă damage. Deci nimeni nu ne dă damage. Ăsta e un lucru extraordinar de bun. Facem și cioburile foarte, foarte rapid. Facem și level. Ia uite, 1, 2, 3. Gheară de fier. Bun. L-am făcut odată. Aici foarte rapid. Uite, băiatul ăsta își crește conturile. Frumos, frumos, frumos. Respect. Nu o să mă bag peste el, fraților, pentru că nu este frumos. Uite ăsta, level 39 iarăși crește. Mă bag și eu într-un final a crescut, că ar fi cazul. Dar pe mine prima și prima oară, fraților, mă interesează petul ăsta. Și de la 0.8 se duce la 2.1. Deci a crescut cu 0.3 și este tip 4. Băi, foarte mult mi se pare. Nu știu, lăsați-mi și voi părerea voastră, fraților, în comentarii, dar mi se pare foarte, foarte mult. Ia să mai continuăm. 7. 8. 9. 3, 4. Deci a crescut cu 1, 3 iarăși. Vai, bă, mi se pare foarte, foarte mult. Cred că o să fie unul dintre cele mai bune peturi PvP de pe server în momentul actual. Vă zic sincer. Deci, cel mai probabil unul dintre cele mai bune peturi PvP o să fie. Sunt foarte curios la cât o să poată să ajungă potențialul lui maxim. Uite, 3-4 iarăși. Crește imediat aproape. Bine, așa ar trebui să crească orice pet. Vă dați seama că dacă nu ar fi crescut așa ar fi fost o problemă. Aici pe 15, 47 PV la level 15, nu-mi vine să credă, deci ăsta pur și simplu, fraților, este un șoc pentru mine, chiar un șoc plăcut, un șoc foarte plăcut. Mă bucur că am reușit să pun mâna pe petul ăsta și sunt sigur că la nivelul pe care l-am eu, fraților, adică 49, multă lume și-ar dori un pet care face un asemenea PV. Adică până la nivel 61, cred că o să facă ca lumea. Marspin, uite că am făcut și eu nivelul 50. Și asta e bine. Iau și iteme pentru pet de jos. Că na, trebuie să facem și lucrul ăsta acum. Level 19. Bă, ce îmi place! Deci, bă, de fiecare dată, fraților, când parcă te bași pe PVM, pleacă forța aia când te bagi pe PVM. Nu știu, mie așa mi se pare. Pleacă cheful ăla de metil. Mamă, dacă de puțin dăm, fraților, față de contul ăla de pe Turcia.
Cât de puțin dăm? Wow. Bun, și știți care e fața bună, fraților? Avem un pet tip 6 cu care putem să facem o comparație când o să ajungă la nivel 40. Deci, ăsta este tip 6, Nessie. 6-9 PV, adică aproape a avut PV maxim și ăsta o să ajungă la 6-9, peste 6-9, la nivel 25. Deci, o să fie, într-adevăr, altceva. La nivel 40, eu cred că ăla o să aibă, ăsta o să aibă 10 și nu este tip 6, este tip 4. Ia uite, Arc Spin, putem să luăm de aici. Contul mi se pare crește puțin greuț, sincer. Dar până la 55 nu este mare bătaie de cap, cu mai ales cu arul ăsta. Adică este o plăcere să bați cu el. N-ai treabă cu nimeni, nimeni nu te poate bate, nimeni nu te atinge, e intangibil arul. Uite, level 50 și level 23 a făcut asta. Bun. Sabie sângeroasă, ucigător de lei. Bun. Încă o sabie mare aici, ca să avem PV-ul, ca să avem XP-ul pregătit pentru nivel 25. Eu o să dau o mantie, fraților, o să bat în continuare. Bă, deci, a, dar nu, n-a făcut 25, a făcut 24. Sunt eu puțin chior, mă scuzați. Mă scuzați, băieți. Ia să vedem acum. Nu, o să crească puțin mai greu. Deci o să crească mai greu acum. Bun. Cioburile astea iarăși mi-ocupă foarte mult din inventar, dar vorba aia, trebuie să facem și cioburile, că nu suntem farmeri adevărați dacă nu facem cioburile. Urmează și nivelul 51 imediat. Bun. Arc Spin. Și hai să vedem la nivel 25, fraților, cât PV dă. 7.1 PV la nivel 25. Și ca idee ăsta de tip 6, la level 40 de 6.9. Bun, o să revin eu, fraților, cu update-uri din, 5 în 5 level, ca să vedeți cum stă situația. Am revenit cu nivelul 30 și are 8.4 PV. Bă, eu cred că la nivel 40 ăsta o să ajungă la peste 10%. Da, vom vedea. Boșilor, level 35, 9.7 PV. O să fie nebunie, mă, cu contul ăsta. Deci chiar o să fie nebunie. Ducem petul la nivel 40 și revenim. Sper ca până atunci să aibă și War-ul nivel 55. Bun, bă, băieți, cam asta cred că o să fie situația. Deci face nivel 55 acum. Probabil petul ăsta o să ajungă la 11 PV, 11% HP la nivel 40. Mă, e un super pet pentru PV-ul pe care îl oferă, mai ales la nivel mic și eu fiind PVP. M-a mai întrebat cineva cât costă, dar vreau să vă zic că nu este de vânzare în momentul de față, cum itemele pe care le am eu nu sunt de vânzare acum, pentru că nu mă interesează să le vând, sincer, că dacă m-ar fi interesat lucrul ăsta, erau pus la vânzare de mult la niște prețuri astronomice, fiind niște iteme rare și cine vrea plătește pentru așa ceva. Lucru clar. Dar, na. Uite că s-a făcut și petul nivel 40, are 10.9 PV. Bă, 10.9 PV mi se pare superb, sincer. Deci 10.9 PV la levelul 40, adică la 55, 100% o să aibă un 14 și ceva. Și o să fie super, super tare. Facem acum
M-ul la incizie. Uite că l-am făcut din prima, deci avem M1, M1. Petul. Și cam asta ar fi, fraților, pentru azi. Mâine revenim cu un nou clip. O să încerc să fac și un test damage cu FMS-ul și cu full attack. Sper să-mi iasă. Și na, ce să zic, bă, revenim. Vă pup. Și să știți că citesc comentariile voastre, fraților, și puteți să-mi lăsați în comentarii sugestii, pentru că un abonat mi-a scris acum 2-3 clipuri, bă, te-ai crefă și tu contul ăsta nivel 55 ca să vedem ce poate cu adevărat. Și uite că asta am făcut. Vă pup și ne auzim data viitoare.